Bărbat reținut 24 de ore pentru tâlhărie calificată. Cunoșteți victima? Înțeleg că l-ați și lovit, cunoșteți? Da, prietenul meu și a zis să o fac un bine. Bărbatul a fost reținut 24 de ore și introdus în centrul de reținere și arestare preventivă al Inspectoratului de Poliție Județean Măierinți, urmând să fie prezentat parchetului de pe lângă judecătoria Vânju Mare cu propunerea unei măsuri preventive. El a fost reținut întrucât în noaptea de 26 iulie a deposedat prin violență un tânăr de 19 ani de la care a luat un telefon mobil și un portofel în care se afla suma de 360 de lei. În prezent este cercetat sub aspectul săvârșirii infracțiunii de tâlhărie calificată. La fața locului s-a deplasat o echipă mixtă de cercetare din cadrul Poliției orașului Vânju Mare, iar în urma verificărilor efectuate s-a stabilit că persoana care a sustras bunurile victimei este un tânăr de 22 de ani, din aceeași localitate. Astfel, în urma cercetărilor mâine, pe data de 27 iulie, tânărul va fi prezentat parchetului de pe lângă judecătoria Vânju Mare, cu propunerea unei măsuri preventive.